O nouă modă prinde contur în economia globală. Oamenii acceptă să-și împartă cu străinii lucrurile din casă și sunt răsplătiți pentru asta. Practic oricine poate să-și dea pentru o perioadă mașina sau aparatul de fotografiat. Alina și Radu au avut ideea să facă o platformă online prin intermediul căreia oricine își poate închiria aparatul de fotografiat, de filmat sau consola de joc. Au ajuns la asta după ce au avut nevoie de o dronă, dar nu le-a dat nimeni. Dacă se fură, se strică, cine plătește? Încurajăm părțile să rezolve în, cum să zicem, în mod amiabil aceste chestiuni, însă în cazul în care nu se poate, ne vom lua noi responsabilitatea. Adică repară, înlocuiește produsul stricat sau furat, iar apoi recuperează bunul de la vinovat. Până acum au adunat aproape 100 de persoane care își închiriază aparatele electronice. Aurelian Marin a avut ideea unei aplicații care îi ajută pe români să-și închirieze mașinile. Fiecare își va pune mașina la închiriat cu prețul pe care îl dorește. Există un produs de asigurare special creat pentru această aplicație. Pe lângă chirie, doritorul plătește aproape 7 euro pe zi, o poliță casco. Atenție însă, aceasta are o franșiză de 300 de euro și nu acoperă micile zgârieturi. În vest există deja aplicații cu ajutorul cărora vă puteți rotunji veniturile împărțindu-vă mâncarea pregătită în propria bucătărie. Funcționează destul de simplu. În momentul în care mâncarea este gata, o pozați, apoi încărcați această poză pe o platformă specială, iar cine este interesat va veni să o ridice sau va trimite un curier. Fenomenul este numit sharing economy sau economie colaborativă și a început timid și în România. Mentalitatea românească este stilul să moară capra vecinului și suntem foarte individualiști. Ca atare, dacă suntem atât de individualiști, economia sharing economy sau economia colaborativă e foarte greu de realizat. Nu avem noi ca români spirit civic și avem un simț al proprietății exacerbat. Cele mai cunoscute aplicații pentru economie colaborativă sunt de închiriere case, ride-sharing, auto sau trotinete și biciclete. La fel ca în România, statele în care s-au dezvoltat au probleme în a legifera noul tip de economie. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.